Perioada dinaintea sărbătorilor de Crăciun este una aglomerată, atât pentru comercianți, cât și pentru cei ce le verifică activitatea. La mare căutare în aceste zile este carnea de porc. Fiecare giurgiuvean își dorește să aibă pe masă, noaptea de Crăciun, bucatele tradiționale din porc. Pentru a nu se confrunta cu situații de îmbolnăvire a populației, Direcția Sanitar-Veterinară a întocmit deja un grafic de control amănunțit în următoarea perioadă. Punctele de comercializare ce vor beneficia de cele mai multe verificări vor fi Târgul de la Călugăreni și Dobre. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, inspectorii DSV vor fi însoțiți în locurile devenite deja tradiționale pentru comercializare ilegală de carne de reprezentanții poliției și jandarmeriei. În această perioadă a sărbătorilor de iarnă, ca și de fapt în fiecare an, se fac controle mixte, poliție, jandarmi, medici veterinari în târgurile din județ, în mod special Dobreni și Călugăreni. La celelalte județe, asta nu înseamnă că le neglijăm, celelalte târguri, pardon, sunt controlate de medici veterinari zonali, unde iar la fel există o supraveghere asiduă asupra comerțului clandestin cu carne, cu produse din carne. Doctorul veterinar Fănel Mitran trage un semnal de alarmă către cetățenii care cumpără carne de porc direct din curțile giurgiuvenilor și nu din locuri avizate în acest sens. Acesta spune că, indiferent cât de bine ar cunoaște persoana de la care cumpără porcul de Crăciun, să se efectueze examenul trichineloscopic pentru siguranța sa și a familiei sale. În perioada aceasta, toată lumea sau marea majoritate sacrifică tradițional porcul. Fac un apel puternic către populație prin care să atenționez că totuși, examenul trichineloscopic este unul de bază, unul care poate să elimine boala aceasta, este de fapt o parazitoză. Și ar trebui ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să facă un examen trichineloscopic. Totodată, medicul veterinar Fănel Mitran le aduce la cunoștință celor ce vor să comercializeze carne de porc în hala din piață sau în alte locuri din oraș, că acest lucru nu este posibil deoarece carnea de porc nu are același regim cu carnea de miel.